Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă ediție a Portocalilor Aurii. Astăzi vom continua descrierea simptomelor ascensiunii și a schimbărilor de ADN, prima parte din această tot periplu a schimbărilor noastre fundamentale din timpul evoluției și a simptomelor ascensiunii le-am discutat în emisiunea trecută și acum vom trece prin cea de-a doua parte pentru că sunt foarte multe și foarte importante și fiecare necesită o atenție aprofundată. Continuăm. Pe măsură ce crești spiritual și devii din ce în ce mai sensibil la vibrațiile exterioare și la tot ceea ce te înconjoară, o să începi să simți tot felul de lucruri pe care nu le mai poți tolera, ca și cum îndepărtești ceea ce nu-ți mai trebuie. Aici e o întreagă poveste pentru că poți să începi să îndepărtezi oameni, locuri, lucruri, hrană, diverse obiceiuri nesănătoase și să implementeze altele noi. Un alt simptom foarte important al ascensiunii este vederea înțețoșată. Ăsta e un cuvânt care tot timpul îmi dă de furcă. Obiectele par să tremure. Începem să vedem particule strălucitoare în jur, mici steluțe în aer, ca și cum ar sclipi ceva, aurele din jurul oamenilor, aurele din jurul plantelor, aurele din jurul copacilor, animale, obiecte. De unde până acum le vedeam ca fiind opace, dintr-o dată noi începem să le vedem ca fiind transparente. La fel se întâmplă și când închizi ochii, începi să vezi diverse forme de și diverse culori curcubeu. Se pot vedea de asemenea cu ochii închiși și diverse forme geometrice, culori puternice și imagini. Culorile par mult mai puternice și cerul pare asemeni unui albastru metalizat. Se întâmplă o chestie extraordinară când privești cerul și iarba iarăși are niște culori speciale. De asemenea, poți începe să vezi tot felul de contururi în aer, în special dacă camera ta este în semi-întuneric. Pe tot parcursul ascensiunii se întâmplă tot felul de lucruri legate de vedere. Ba este foarte clară, ba este ascuțită ca unui vultur, ba este înțețoșată. Se întâmplă tot felul de paradoxuri vis-a-vis de vedere. Se schimbă sub multe aspecte pentru că noi începem să vedem noi modalități de vedere. Pentru reglarea vederii, un bun exercițiu este să caști mai des. Cu cât caști mai mult, cu atât vederea ți se clarifică mai mult. Auzul. Aici am primit nenumărate mesaje și foarte mulți oameni, atât tineri cât și trecuți de vârsta a doua, au probleme cu sunetele pe care au început să le audă. El se poate îmbunătăți foarte mult sau poate slăbi. Ai câteodată impresia că sunt niște zgomote extraordinar de puternice, că auzi la distanțe de sute de metri. Tesla, de exemplu, spunea că el auzea când bătea clopotul din celălalt capăt al orașului. El avea un auz extraordinar, foarte dezvoltat. Altădată auzul tău poate să joace tot felul de feste, care este un simptom care se numește dislexie și în clipa aia ai impresia că nu auzi ceea ce spun oamenii. Ai impresia că auzi niște voci ciudate și că nu-ți poți înțelege propria limbă. Iarăși este o fază foarte importantă a ascensiunii când se manifestă aceste dereglaje ale auzului. Alții încep să audă voci ciudate în somn, ca și cum cineva ar sta plecat deasupra lor. Se întâmplă la foarte mulți oameni acest lucru.
aici trebuie cerut mai des ajutorul Arhanghelului Mihail, care este protectorul nostru general, și trebuie să-l rugăm să rezolve situația. Ideea e că nu aveți de ce să vă speriați, chiar dacă problema cu auzul durează la unii de ani de zile. Este o perioadă în care auzul nostru se recalibrează. Auzul face parte din chakra gâtului și atunci vorbitul și auzitul sunt corespondentele chakrei gâtului. Tot ceea ce am auzit urât, tot ceea ce ne-a deranjat la nivelul auzului se curăță, și aceste vibrații înalte care vin curăță prin aceste frecvențe deosebite auzul. Este unul dintre cele mai solicitate simțuri. La fel trebuie să facem și aici meditații binaurale, pentru că reglează foarte bine auzul, și meditații pe emisferele cerebrale, iarăși este foarte important, să ne expunem mai mult la sunete naturale, ciripitul păsărilor, susurul apei, susurul cascadelor, vântul iarăși curăță foarte bine auzul, foșnetul pădurilor, sunetele naturale ale plantelor, animalelor, tot ceea ce este viu curăță extraordinar de bine auzul. Și dintre sunetele electronice, meditațiile binaurale. Simțul mirosului. În perioada ascensiunii, mirosul, pipăitul și gustul, cele trei îngemânate, sunt extraordinar de exacerbate. Simțul mirosului, mai ales, o să simți și mirosul camerelor și locurilor. Dacă ceva nu miroase bine, sub nicio formă nu o să puteți mânca acel lucru dacă simțiți că este neplăcut. La altele veți simți dintr-o dată un gust absolut minunat. Cum am fost noi invitați odată la o mănăstire, la masa călugărilor, și, Doamne, ni s-a părut mâncarea aia cea mai bună, cea mai dumnezeiască mâncare pe care am mâncat-o vreodată. Avea un gust fantastic și un miros și o savoare cum n-am mai găsit niciodată de atunci. Există o exacerbare a gusturilor și a simțurilor și a mirosurilor. Nu o să mai puteți să mâncați budincă la plic sau alte chimicale, pentru că imediat veți simți gustul și mirosul. Vă vor deranja. Din când în când o să simțiți și miros de flori în câmpul vostru, în perioadele în care lumina s-a integrat, s-au făcut procesele de curățare intense, și o să aveți dintr-o dată, din senin, se va umple camera de un miros suav de flori. Nici nu o să știți de unde, sau când va trece cineva pe lângă voi, care o să simțiți că nu e de la parfumul cu care și-a dat, ci emană el un miros de flori. La fel o să simțiți și când trec persoane foarte încărcate energetic, un miros dens, greu, un miros care nu-ți face plăcere. Și astea fac parte tot din simptomele ascensiunii, pe măsură ce simțurile noastre se dezvoltă extraordinar de mult. Și aici un exercițiu foarte bun ar fi ca să vă las câteva săptămâni în care să experimentați cele 5 simțuri, să zicem săptămâna asta gustul, tot ce mănânc, să gust, să simt gustul, să simt savoarea. Apoi, în a doua săptămână, ce aud, să aud din ce în ce mai îndepărtat, să vă extindeți și voi prin exerciții de câte o săptămână simțurile. A treia săptămână, pipăitul, tot ce ating, hainele, mobilele, animalele, oamenii, să simt cu adevărat.
Mirosul, iarăși, este unul dintre simțurile care trebuie recuperate în totalitate, pentru că s-au pierdut la foarte mulți oameni. Mirosul este aproape estompat, mai ales la cei care locuiesc în orașe și poluarea este maximă. De-abia când ieși la aer curat, simți dintr-o dată cât aer curat poate să intre și îți dai seama în ce miros, în ce poluare ai stat până atunci. Deci luați-vă câte o săptămână pentru fiecare simț în parte și o să vedeți la sfârșitul celor 5 săptămâni ce rezultate extraordinare. Simțurile voastre devin mult mai ascuțite. Erupții pe piele, în perioadele de ascensiune, te poți trezi dintr-o dată că nu mai poți să te fardezi. Eu, de exemplu, trebuie să folosesc un fard special antialergic. Nu o să-i dau numele, dar eu nu mă pot da cu niciun fel de chestii chimicale pe mine. Episoade de energie intensă, o să aveți episoade în care veți zbura 3 zile pur și simplu, episoade intense de energie extraordinare și apoi dintr-o dată căderi brâște de energie. Iarăși fac parte din perioadele de schimbări ascensionale. Se schimbă senzațiile. Aici, la acest capitol, o să vedeți că o să se schimbe modul vostru de rugăciune și meditație. Dacă înainte meditam săptămânal la ora cu tare, între ora cu tare, în grupul cu tare, acum s-ar putea să nu. Spiritul vostru să aibă alte nevoi, alte dorințe, când să se roage și când să mediteze și când să simtă conexiunea. Te poți trezi din senin, pe stradă, că îți vine o rugăciune în minte sau că intri într-o stare meditativă. Se schimbă complet obiceiurile de rugăciune și meditație, practic se schimbă conexiunea cu spiritul. Este altă modalitate de a ne conecta cu spiritul. Pentru că odată cu noile valuri de ascensiune, noi intrăm mult mai repede și constant în legătură cu spiritul. Spiritul îl veți percepe altfel. Și atunci o să trebuiască să ne adaptăm acestei noi trăiri. De acum încolo noi acționăm în parteneriat cu spiritul și la fel cum sunt și în modul în care suntem direcționați de el. De asemenea, veți putea observa că s-ar putea să se scurteze perioadele de meditație, să fie ca niște flash-uri și perioadele în care veți medita foarte mult. Acolo îți trebuie antrenament, nu glumă, ca să poți să mai stai pe perioade lungi în stare de meditație sau o dorință adâncă a spiritului tău să vrea să se conecteze în totalitate. Printre simptomele ascensiunii și ale schimbărilor de ADN se mai poate număra supraîncărcarea. Te poți simți dintr-o dată că arzi din creștet până în tălpi. Pur și simplu ai sentimentul că dintr-o dată ai luat foc. Este doar o senzație de moment care nu este foarte confortabilă. La fel cum nu este confortabilă nici cea în care dintr-o dată te simți rece ca gheața, extreme ale energiei. Dintre gamele de dureri fizice și de manifestări fizice pe care vi le-am mai spus și în emisiunea trecută, reiau durerile de cap, dureri de spate, dureri de gât, simptome asemănătoare gripei, care se numește gripă vibrațională, probleme digestive, crampe musculare, accelerarea ritmului inimii, dureri în piept, schimbări de libido, ori foarte intens, ori deloc, amorțeală și dureri în membre, vocalizări involuntare sau mișcări neașteptate dintr-o dată. Un simptom al ascensiunii prin care recunoaștem imediat pe cineva care a făcut salturi ascensionale
este că arată mai tânăr decât vârsta lui. Nu o să-mi fac publică vârsta mea, dar este o poveste foarte reală. De ce? Pentru că pe măsură ce începi să integrezi lumină în interiorul tău, procesul de entropie se stopează. Pentru că noi, ca ființe, putem să ne întindem pe orizontală și să trăim o viață 3D și să intrăm în proces entropic, asta înseamnă că celulele noastre îmbătrânesc și mor, sau putem să facem un salt pe verticala spiritului, să ne hrănim cu lumina divină, să lucrăm cu lumina divină și atunci intri în procesul centropic. Odată cu intrarea în procesul centropic, entropia începe să se manifeste mult mai puțin. Rata ei de manifestare este mult mai mică decât la persoanele care nu fac niciun fel de ascensiune spirituală și nici de muncă spirituală și care îmbătrânesc foarte repede, la 30 de ani deja arată bătrâni. Atunci, intrând în procesul ăsta centropic, încep dintr-o dată celulele tale, printr-un proces alchimic, încep să întinerească, practic, procesul entropic stopându-se, tu poți să ajungi să arăți la 50 de ani ca un om de 30 de ani. Ăsta este un proces al ascensiunii și un simptom al ascensiunii foarte, foarte interesant și pentru care ar merita cei care își doresc să nu arate bătrânii destul de repede, să-l ia în calcul. Odată cu procesul de ascensiune și cu urcarea pe verticală, intrând în energia centropică, procesul de îmbătrânire se stopează. Trecem iarăși la un simptom al ascensiunii legat de vise. Visele devin pline de viață. Visele devin atât de vii încât câteodată dimineața te trezești confuz. Oare ce s-a întâmplat? Pentru că unele dintre vise par atât de lucide, atât de reale, încât ai sentimentul că s-au întâmplat cu adevărat. Aici se întâmplă și visele mistice, foarte multe vise mistice sunt în perioada de schimbarea ADN-ului, în simptomele ascensiunii se manifestă visele mistice și ele poartă nenumărate mesaje pentru noi. Ideal ar fi să le interpretați singuri, dar dacă nu puteți, mai cereți sfatul, mai faceți o meditație, mai întrebați, mai intrați în interiorul vostru în profunzime, pentru că ele, în mod sigur, visele mistice au un mesaj să vă spună. Între simptomele ascensiunii, iarăși, și prin care imediat identifici dacă ai intrat în procesul de ascensiune și energia a început să intre în viața ta, sunt evenimentele cu impact major în viața ta. Le-am mai enumerat și data trecută, le mai spun odată și aici. Printre acestea se enumeră moartea, divorțul, schimbarea locului de muncă, schimbarea jobului, schimbarea statutului, schimbarea cum să spun, catastrofe, tot felul de lucruri, boli, și majoritatea vin simultan, adică aproape nu le mai poți să le mai gestionezi. Sunt forțe care spun că ești în procesul de ascensiune. Toate aceste lucruri, întotdeauna când se întâmplă toate deodată, trebuie să te ia de gânduri, să te gândești oare ce se întâmplă și de ce am intrat în procesul de ascensiune și să încep o cale spirituală pentru mine. Toate aceste forțe spun că e momentul să mai încetinești, să mai simplifici lucrurile, să începi să te cauți, să vezi cine ești, să te reexaminezi și să vezi ce înseamnă viața pentru tine. Sunt forțe pe care nu o să le mai poți ignora.
ce înseamnă pentru tine viața? E foarte important să-ți răspunzi la această întrebare. De asemenea, în acest capitol intră și această energie care te obligă, practic, să renunți la atașamente. Dincolo de atașament, de fapt, se găsește sentimentul de dragoste și de compasiune pentru tot ceea ce ne înconjoară. Aici vei trăi de foarte multe ori acest sentiment. Odată ce energia începe să intre în structurile tale și simptomele ascensiunii sunt foarte active. De asemenea, vei avea dorința de a renunța la tiparele restrictive. Niciun fel de tipar restrictiv nu va putea să te mai influențeze. Niciun fel. Oricât ai încerca, vei fi o ființă liberă, un rebel, așa cum poți, în măsura în care poți să te descurci în societatea de astăzi, să fii un rebel, vei fi, pentru că nu vei mai putea să ai tipare restrictive sub nicio formă. Să stai în slujbe care nu-ți mai plac, în relații care sunt toxice, cu tot felul de oameni care nu-ți convin. Acum, sentimentul acut devine că vrei să-ți găsești sensul vieții. Vrei să devii din ce în ce mai creativ și mai liber. Creativitatea ta trebuie să devină o formă de descătușare a libertății interioare, pentru că energia divină este foarte creativă și atunci nici noi nu putem să fim altfel decât creativi și liberi. Dintr-o dată o să te simți atras de arte, o să vrei să faci ceva legat de arte și natură. S-ar putea să nu mai vrei să ai foarte multă aglomerație de foarte multe lucruri pe lângă tine, foarte case aglomerate, spații pline. S-ar putea să vrei să trăiești așa ca un japonez minimalist, să ai strictul necesar pe lângă tine, fără să mai te înglodezi în datorii, să ai multe lucruri care nu-ți mai folosesc la mare lucru. S-ar putea să vrei să trăiești foarte curat și simplist. Confuzia emoțională și mentală se manifestă în aceste simptome în care există sentimentul acut că vreau să-mi pun viața în ordine pentru că e varză, dar oricât ai vrea, ai sentimentul că nu te poți concentra. O să te concentrezi după ce o să reușim să trecem peste toate aceste blocaje interioare, rând pe rând, pas cu pas, o să reușești să ți le pui pe toate în ordine. Exploziile de creativitate te vor ajuta să scoți din tine idei, imagini, poate niște picturi, poate niște inspirații creatoare, poate te apuci de fotografie, poate te apuci de cu totul altceva ce nici nu te-ai fi gândit vreodată, de muzică, de orice altceva. Poate mai faci o facultate, poate faci alte studii, deci se va manifesta ritmul acesta copleșitor în care sufletul tău vrea să se dezvolte și sinele tău. E o carte foarte bună care se numește Iubește-te pe tine, în care spune să-ți asculți sufletul și să te gândești ce-ți plăcea să faci când erai mic cu adevărat. Îți aducea bucurie și iubire. Încearcă să retrăiești sentimentul ăla și să faci ceea ce-ți doreai tu cu adevărat. O să-ți împlinească sufletul și o să-ți curețe și să-ți liniștească și canalele de ascensiune. Sentimentul că vrei să cunoști scopul vieții și ce e cu tine te va mâna foarte tare. În măsura în care eu vă pot fi de folos pe acest proiect, pentru că eu mă ocup de citire energetice și citiri în acașă, eu vă pot ajuta cu foarte mult drag, în măsura în care simți că este momentul să-ți relevezi adevăratul tău scop spiritual.
Dar până atunci trecem prin simptomele ascensiunii în continuare. Pe acest drum vor începe să apară tot felul de profesori spirituali, cărți, cursuri, seminarii, oameni, chiar și niște oameni întâmplători care dintr-o dată îți pot spune tot felul de lucruri. De asemenea, mama natură o să înceapă să vorbească cu tine foarte mult prin tot felul de mesaje. Poate să-ți transmită tot felul de informații. Profesorii pot fi și pozitivi și negativi. Nu trebuie să fie toți profesorii de un fel, ca să zic așa. Pentru că dacă tu încă mai ești în gândirea polară, în dualitate, înseamnă că ei, din punct de vedere spiritual, sunt perfecți. Și trebuie să nu uităm niciodată că nu ni se dă absolut niciodată mai mult decât putem să ducem. Absolut niciodată. Ne auzim după pauză cu alte simptome ale ascensiunii. Bine v-am regăsit după pauză. Continuăm descrierea simptomelor ascensiunii și ale schimbărilor de ADN. Aici vorbeam despre profesori care apar în viețile noastre, buni sau răi. Nu are importanță, pentru că fiecare provocare trebuie să ne dovedească măiestria pe care noi am atins-o ca să o depășim. Aici trebuie să găsim o cale spirituală care să vorbească cu noi la cele mai profunde niveluri, indiferent ce cale spirituală, dar trebuie să găsim cu ajutorul ei niște înțelesuri profunde. Pentru că noi o să avem o altă viziune pe care nu mai am avut-o înainte și vom avea o sete profundă de cunoaștere. Trebuie să pun din ce în ce mai multe întrebări, să aflu adevărul, de ce sunt și de ce mă aflu aici. Întrebările vor fi mereu. Învățarea, iarăși, și experiențele personale se vor desfășura într-un ritm extraordinar de rapid. Nici nu o să știi când începe una, când se termină, începe alta și tot așa și tot așa. Pentru că simptomele ascensiunii scot din noi toate experiențele trecute nerezolvate. Aici trebuie să ne amintim mereu că lucrurile ies la suprafață când este momentul să începi să te vindeci, niciodată mai devreme, niciodată. Totul este să ne păstrăm curajul și să mergem mai departe. Cred că mi-am spus de milioane de ori, hai că poți, Mirei, și hai încredere și forța este cu tine. Așa și voi. Încurajați-vă singuri, pentru că nimeni din exterior nu o să stea în permanență lângă tine, să-ți bată pe umăr și să spună, hai că poți, hai că mergi mai departe. Trebuie să găsești în interiorul tău forța să poți să mergi mai departe. Între simptomele ascensiunii vorbim acum despre prezențele invizibile. Nu este vorba de bau-bau, așa cum s-au gândit foarte mulți, că au impresia că sunt înconjurați noaptea de tot felul de prezențe invizibile. Nu. Este vorba de energii, de vibrații pe care corpul nostru, câmpurile noastre subtile și corpurile noastre subtile care au început să se dezvolte și să se curețe, le percep și cum corpul fizic este ultim prin cele 5
simțuri, care simte ultimul tot ceea ce se petrece în celelalte corpuri spirituale, atunci vei avea sentimentul că este cineva diferit în cameră, în spațiul tău, prezența invizibilă. Sunt doar alte vibrații. Ele sunt. Dar par provocatoare ele în principiu și îți dă sentimentul de frică. Dar niciodată nu trebuie să fie frică. Niciodată nu mi-a fost frică, niciodată, de vibrațiile pe care le-am simțit în jurul meu. Niciodată. Pentru că la cea mai mică frică atrag și mai multă frică. Este legea rezonanței. Și dacă te gândești să faci și un drum de terapeut în procesul ascensiunii, pentru că este nevoie de foarte mulți, cu atât mai mult frica nu are ce căuta în această ecuație. Trebuie investit foarte mult curaj și dezvoltat curajul și virtutea divină a curajului. Și gândește-te că întotdeauna aceste prezențe invizibile pe care le simți au loc întotdeauna după purificare emoțională, după ce lumina a început să intre foarte puternic în corpurile spirituale. Un om obișnuit nu simte vibrațiile din jur, pentru că corpul lui este foarte dens și atunci și degeaba îi spui, pentru că te va percepe ca ciudat. Deci pe măsură ce urci se vor întâmpla niște lucruri. Este o temă sensibilă asta, foarte dificilă, mai ales dacă ești la început de drum și începi să simți tot felul de prezențe de genul ăsta. Cel mai bine ar fi să-ți binecuvântezi spațiul, casa, patul, locuința, să chem să fii înconjurat de energii angelice peste noapte, în așa fel încât să poți să dormi liniștit. Un alt simptom al ascensiunii sunt simbolurile repetitive, numere și simboluri. De fiecare dată când urma iarăși o perioadă a ascensiunii foarte importantă, începeam să văd 333, 222, 111. Astea erau la ordinea zilei. Mă uitam numai la ceas la ora 1 și 1, la 3 și 3, se repetau în continuu. Asta înseamnă că încep să umbli pe fluxurile timpului multidimensional, că a intrat în sincronicitatea divină și că încep să se manifeste niște lucruri în viața ta. De bun augur, să sperăm. Un simptom al ascensiunii important este foarte important, este integritatea crescută. O să simți momentul când o să trebuiască să spui adevărul. Dintr-o dată o să ți se pară foarte important să devii foarte autentic, atât cu tine cât și cu ceilalți. S-ar putea dintr-o dată să nu mai vrei să spui deloc da unor oameni din trecut și să trebuiască să le spui nu. S-ar putea să găsești intolerabil să mai rămâi într-o căsnicie în care nu mai te simți integru la un loc de muncă, unde iarăși ești nevoit poate să minți sau să nu fii în integritatea ta în total. Ai să afli că nu o să mai poți să te mai ascunzi foarte mult, pentru că nu prea mai poți păstra secrete. Cinstea devine foarte importantă. Este un aspect foarte important al ascensiunii. Cu cât urci, cu atât integritatea devine foarte importantă. Și așa cum am spus și data trecută, toate aceste simptome pe care vi le-am prezentat acum fac parte și din experiența mea din toți anii de ascensiune, care la mine au început din august 2005. De atunci s-au declanșat într-un mod brusc, total și irreversibil.
ca și cum ar fi fost toate punțile arse către trecut, și toate aceste lucruri vor schimba foarte multe părți în interiorul tău. Nu mai poți să mai fii ceea ce erai înainte. Integritatea va deveni importantă pentru tine. Și prezentându-vă simptomele astea, tot ce am experimentat și eu, tot ce am citit, este o sinteză aici la tot ceea ce am citit, tot ceea ce am experimentat, tot ceea ce am mai aflat de la ceilalți, lucrând cu mii de oameni în ultimii ani. Este o sinteză la cam ce am descoperit și eu. Nu sunt toate doar ale mele. Am simțit nevoia să vă spun pentru că vreau să fiu integră cu adevărat. Sunt adunate din foarte multe locuri pe lângă experiența mea. Integritatea va deveni una dintre lucrurile de bază, cinstea mai ales, devine un lucru foarte important. La simptomele de ascensiune vei simți o conexiune cu ciclurile naturale. Vei deveni una cu fluxurile, cu fluxurile naturii, cu anotimpurile, cu fazele lunii, o să simți influențele eclipselor toate. De exemplu, noi acum în martie suntem pe niște fluxuri ale ascensiunii foarte importante, avem și solstițiu de primăvară, avem foarte multe valuri de ascensiune acum și suntem conectați la ele. Veți începe să le simțiți, ciclurile și fazele. Și atunci, pe măsură ce începi să devii conștient și de locul tău în toată lumea naturală, pentru că devii conectat cu pământul. Și aici, odată cu conectarea cu pământul, se mai poate întâmpla și conectarea cu animalele. Devii foarte prietenos cu animalele, începi să vorbești telepatic cu ele, să simți ceea ce își doresc sau cum se simt sau, mă rog, eu îl simt telepatic pe cățelul meu de la mii de kilometri când nu e bine, când sunt plecată de acasă. Deci vorbim telepatic și știu dinainte ce am de făcut cu el. Printre simptomele ascensiunii se manifestă și defecțiunile electronice și mecanice. Becuri arse, televizoare stricate din senin sau radiouri sau la mașină, tot felul de lucruri din senin, în preajma voastră se întâmplă tot felul de lucruri, tot felul de dereglaje electronice. Aici puteți să mai invocați și ajutorul ghizilor și îngerilor și aici foarte bun este și Arhanghelul Mihail. De fiecare dată când am probleme cu electronicele, invoc prezența lui și se rezolvă într-un mod magic sau miraculos, ori dacă apare persoana potrivită care să mă ajute să repar ce am de reparat. Printre simptomele ascensiunii se pot întâmpla mici miracole, mici, par mici, dar ele sunt mari. Se întâmplă destul de frecvent tot felul de coincidențe, de sincronicități, de lucruri, de bani care îți vin într-un mod neașteptat, exact când ai nevoie să rezolvi ceva foarte important, conexiuni cu oameni cu care dezvolți tot felul de proiecte relaționale. Se întâmplă mici miracole care înainte nu se întâmplau cu ani. Dintr-o dată se unesc piesele din puzzle, se creează conștiința unimii. Ce ai nevoie, spui în câmp, te aude cineva și rezolvi și mergi mai departe. Pentru că nu doar tu ești în transformare, sunt toți și conștiința colectivă resimte ceea ce tu ai nevoie
prin lumina pe care tu ai adus-o, capacitatea ta de penetrare a câmpului colectiv devine mult mai mare. Conștiința ta expandându-se, înseamnă că tu începi să transmiți în câmp cu tărie și forță ceea ce ai nevoie. Și aici intră și capacitățile intuitive. Intuiția ta începe să funcționeze ceas, știe exact când se întâmplă niște lucruri, când se iei niște decizii, de ce se întâmplă. Intuiția îți spune la fix când trebuie să se producă niște lucruri sau ce se va întâmpla. Mai ales pentru femei, intuiția devine super dezvoltată în perioada asta și la bărbați, dar ei trebuie să intre mai mult în procesul de simțire ca să înceapă să aibă dezvoltată foarte mult intuiția. La simptomele ascensiunii, contactele cu entități înalte, spirite, ghizi, îngeri, channeling, începe să se manifeste. Channeling-ul poate să devină un mod de a fi, de a transmite din sursă, exact când vorbești cu cineva, băi, mi-a venit o idee și aia să fie exact de la sursă ca să-i o transmiți celuilalt. Asta e tot o formă de channeling pe măsură ce intri în ascensiune. Aici, în channeling, foarte mulți au dezvoltat scrisul. Prin channeling au scris în ultimii ani, s-au scris tot felul de romane, de beletristică, de cărți metafizice și cărți spirituale. Tot datorită ascensiunii și procesului de channeling. Până și scriitoarea lui Harry Potter, Rowling, a spus că ea a primit toată informația pentru Harry Potter de la Saint-Germain. Ea a fost singura care a putut la vremea respectivă să-l canalizeze pe Saint-Germain. Deci ar trebui să dați drumul inspirației divine când vă vine câte o idee, să începeți să scrieți, pentru că este posibil să se dezvolte foarte mult channeling-ul. La fel și pictatul, să simt nevoia, foarte mulți oameni au simțit nevoia în ultimii ani să picteze, să-și dezvolte creativitatea. Dansul, iarăși, și eu am făcut în ultimii ani câțiva ani de tango, am simțit nevoia dintr-o dată să dansez, să pictez, nu mai spun, și comunicarea. Noi meserii legate de comunicare, pe care înainte nici nu te gândeai în vreun fel să le faci, sub nicio formă. Pe măsură ce integrezi toate aceste energii, vei începe să ai un sentiment din ce în ce mai mare al unimii. Unimea cu tot și toate. Pentru că începi să devii din ce în ce mai împuternicit în sinea ta, emoțional, începi să te simți mai integrat, pentru că începi să integrezi energiile și începi să te simți mult mai integrat mental, emoțional, fizic, spiritual, începi să te simți mai puternic și mai clar, pentru că ești din ce în ce mai aliniat cu sinele tău superior și viața ta începe să capete un scop. Începi să-ți dai seama de ce ai venit pe pământ, încep să apară noi daruri și noi calități și la foarte mulți am observat în ultimii ani că au apărut noi daruri legate de vindecare. Încep să devii un mic vindecător, atât pentru mediul tău, cât și pentru alți oameni necunoscuți. În sfârșit îți dai seama că experiențele tale de viață au un sens, că munca pe care o faci are un sens. Și începi într-un fel sau altul să integrezi toate aceste energii. Adică nu o să te mai deranjeze nici dacă ești contabil, să zicem. O meserie care e extrem de plictisitoare și rutinieră.
Nu, pentru că îți dai seama că în felul ăsta îi ajuți pe ceilalți care n-au timp, nu pot, n-au capacități, așa, tot ce îți vine în minte, ca să își facă o muncă, să-și facă treaba, prin ceea ce faci tu, să se folosească, să meargă mai departe, să dea drumul unui proiect, unui plan, care fără tine nu s-ar putea. Dintr-o dată munca ta capătă sens, îi găsești sensul profund. Iarăși un simptom al ascensiunii este să-ți asculți inima, pentru că ea te va conduce întotdeauna acolo unde vrei să ajungi. Inima ta este parte din tine și din puterea supremă. Și atunci când nu simți, nu știi, nu intuiești ce vrei să faci, pune-ți o mână dreaptă pe inimă și întreabă: ce vrei să fac? Și ascultă. Notează-ți ce răspunsuri îți vin, pentru că ea sigur îți va da un răspuns. Pe măsură ce ascensionezi, caută să stai mai mult în apropiere de plante și de animale, cel puțin în perioada cea mai intensă, până când se armonizează toate structurile. Este bine să stai foarte mult în preajma plantelor și animalelor. Emisfera stângă va începe să se devină mai opacă, mintea practic începe să devină mai neclară, pentru că trebuie să se dezvolte mai mult emisfera dreaptă, emisfera intuitivă. Și odată cu ea încep să se dezvolte abilități paranormale, vedere intuitivă, vizualizări, tot ceea ce înseamnă expresivitate, carismă, creativitate, toate izvorăsc din emisfera dreaptă. Și cum noi am fost de secole pe emisfera stângă, pe mental, acum este momentul în care emisfera dreaptă începe să se dezvolte foarte, foarte mult. Și pentru asta, emisfera stângă trebuie să-și reducă puțin activitatea. Și asta înseamnă un pic mai proastă concentrare, rezolvarea problemelor de matematică o să fie mai dificilă de acum încolo. Așezarea cuvintelor în ordine corectă, cum să spun, sentimentul de distanțare o să fie iarăși și destul de pregnant. Pentru cercetări complexe o să existe o mai ușor, pentru că vrei să te duci în zona de creativitate. Discuțiile foarte mult axate pe intelect și investigațiile, iarăși, o să ți se pară destul de obositoare. Vă amintiți cu toți cât de mult ne plăceau înainte talk show-urile politice. Acum mai rar. Preferăm un mers în natură, o meditație, o contemplare, un film bun, prieteni și tot cu totul altceva. S-ar putea să vă placă imaginile video, poze. Pozele, lucrări de artă, de filme, sculptură, pictură, literatură. S-ar putea să înceapă să vă placă chiar foarte mult filmele science fiction, așa cum îmi plac și mie și pe care le ador și le văd mereu. Printre simptomele ascensiunii, amețeala va juca un rol important, dar asta am mai discutat-o și în emisiunea trecută, pentru că tot corpul nostru devine mai ușor. Pentru asta trebuie să mâncați mai multe proteine, atât din vegetale, cei care sunteți vegetariani, cât și animale, cei care nu ați renunțat încă la carne. În final, trebuie să se producă o uniune a emisferelor
dreaptă și stângă, în așa fel încât în fiecare zi să poți să te controlezi, să vezi pe unde ești. Dacă ești prea aerian, să aduci mintea să fie un pic mai rațională. Dacă ai devenit astăzi prea rațional, să aduci un pic de creativitate în viața ta. Procesul de ascensiune este un reglaj fin zi de zi. Nu este o treabă pe care astăzi o faci și mâine n-o mai faci. Nu vă speriați dacă veți avea palpitații, pentru că inima voastră se deschide și cu inima are torusul cel mai mare și capacitatea de atracție cel mai mare. Torusul ei are de 5.000 de ori câmpul de atracție mai mare decât al minții. Învățați să vă coborâți mintea în inimă și să atrageți de acolo tot ce vă doriți. Eu vă mulțumesc din toată inima mea pentru că am trecut prin acest periplu de două emisiuni legate de simptomele ascensiunii. Ne vom revedea în curând cu alte teme, alți invitați și cu altă vibrație. Vă mulțumesc din toată inima mea și până data viitoare să ne vedem cu bine dincolo de capătul curcubeului, în frumoasele grădini ale portocalilor aurii. Vă iubesc! La revedere!